Bună ziua! Numele meu e Alex Zonoiu, fac parte din echipa Cisco România. Prezentarea mea este despre o zonă a produselor pe care le face Cisco, care nu e neapărat cea pe care clienții o cunosc în detaliu. E vorba de portofoliu de soluții pentru centre de date. Asta înseamnă servere, echipamente de rețea pentru centre de date, gamă de switch-uri Nexus, echipamente orientate acum și un pic înspre zona de stocare, deși nu vorbim de storage tradițional și despre asta o să vorbim astăzi. Și un portofoliu foarte complet de soluții software orientate în jurul ideii de vizibilitate la nivelul centrului de date, automatizare, private cloud, analiza performanței aplicațiilor pe care le rulăm într-un centru de date sau într-un data room. Prezentarea de azi, după cum vedeți pe slide, e vorba despre cum putem să simplificăm modul în care gestionăm resursele din centrul de date într-un mediu virtualizat. Și când zic centrul de date, nu vă gândiți neapărat la ceva imens. Un centru de date pentru un client poate să însemne un răculeț pe roți pus într-un colț al biroului, poate să fie o cameră dedicată undeva, poate să fie un data center mai mare, poate să fie un rack la un provider de servicii unde ținem echipamentele alea în colocare. De ce trebuie să simplificăm ceva? Păi cam așa arată o poză de data center, nu neapărat validă pentru orice tip de client, dar povestea e simplă. De-a lungul timpului am adăugat tot felul de bloculețe în povestea asta. Am început acum ceva cu niște servere fizice. După aia a apărut ideea de virtualizare. Am mai adus niște servere, le-am virtualizat. La un moment dat ne-am gândit, băi, discurile direct atașate la servere nu prea ne mai sunt de ajuns și ne gândim să ne luăm un storage centralizat. L-am cumpărat. Poate am început direct cu un storage fiber-channel. Poate că am început cu un NAS și după aia am mai adăugat și o zonă de fiber-channel. Ce e clar e că mediul ăsta e destul de heterogen și dacă ne gândim puțin cum administrăm chestia asta, vedem că sunt o grămadă de puncte de management care de obicei sunt diferite. Unde facem management? Facem management la nivelul infrastructurii virtualizate și dacă vorbim de VMware, vorbim de vCenter. Facem management la nivelul switch-urilor de LAN, care trebuie configurate, trebuie supeciuite și așa mai departe, reconfigurate cum crește rețeaua. La fel, la nivelul storage-ului atașat pe rețeaua LAN, avem alte utilitare de management, alte aplicații pe care le folosim, alte comenzi pe care trebuie să le dăm și așa mai departe, altă filozofie. La fel, la nivelul infrastructurii fizice de calcul. Serverele Blade, dacă le avem, se administrează într-un fel, serverele acum se administrează în alt fel. Switch-urile de sancție trebuie configurate, trebuie zonate, reconfigurate și așa mai departe. Zona de storage block, fiber channel based, dacă o avem, din nou, se configurează și se administrează separat. Acum hai să mai facem un pas înainte. Cum facem să upgradăm chestia asta în mod uzual? Păi la LAN mai adăugăm niște switch-uri, le conectăm în rețea, le configurăm și așa mai departe. La fel în zona de SAN. Instalăm switch-urile, zonări și așa mai departe. La server mai pun server, îi pui sistemul de operare, majoritatea operațiunilor ăstora se fac de mână de către administrator. La fel, mai atașăm o cutie cu discuri dacă avem servere cu direct attach. La storage ce facem? Nu mai e chiar așa de simplu. Trebuie să ne gândim, să planificăm, da, câte discuri îmi trebuie, da, câți IOPS îmi trebuie, da, ce downtime o să am, dar stai că nu mai pot să fac încă să mai pun un setup cu discuri Daisy Chain, dar stai că nu mai am array un suport și vin cu upgrade-ul nou care vine cu alte firme și trebuie să upgradez și array-ul și așa mai departe. E o zonă ceva mai exotică. E nevoie de skill-uri foarte specifice, e nevoie de oameni care fac asta în mod curent. Pe de altă parte, un client tipic sau o companie tipică nu își upgradează storage-ul în fiecare zi. Și dacă nu ai un mediu suficient de mare, nu poți să fii tot timpul la zi cu ce se întâmplă, să fii confortabil, să faci și debugging, dar ceva merge prost în zona asta de storage și așa mai departe. Bun. Am zis deja partea asta. Întrebarea e următoarea. De ce facem toate lucrurile astea preponderent manual? Și asta poate e bine să vă gândiți la chestia asta și pentru că toate uneltele pe care le avem la îndemână în momentul de față duc spre o automatizare. Dar dacă stăm puțin să ne gândim la poza de mai devreme,
singura zonă care în momentul de față e cât de cât coerentă și tratată unitar e zona asta de virtualizare. Unde în general toate operațiunile le facem dintr-un singur loc și avem cât de cât un punct central de administrare. În zona de infrastructură fizică, în cazul în care avem servere Cisco, există niște unelte care vă permit să vă simplificați foarte mult viața și să aproape să automatizați modul în care adăugați și upgradați platformele de calcul, folosind un concept care se cheamă Service Profile, prin care abstractizăm identitatea și configurația unui server într-un profil software care se aplică pe mașina hardware atunci când facem un upgrade. E o operație simplă. Facem configurarea o singură dată și o gândim la început pentru un anumit tip de server și apoi de câte ori apare o nevoie pentru un server de genul ăsta suplimentar, doar aplicăm profilul respectiv pe noua mașină fizică pe care am introdus-o în infrastructură. Dar asta e doar un mic pas și din nou, este concentrat în jurul zonei de server. După cum ziceam, în zona de mașini virtuale folosim, dacă e tehnologie VMware vCenter, ca utilitar de upgrade și așa mai departe, folosim vMotion pentru a plimba mașinile dintr-o parte într alta când facem upgrade-uri sau când creștem clusterul de virtualizare. Bun, cam asta e poza de acum. Hai să vedem ce probleme am identificat până acum. Fiecare categorie de infrastructură, networking, servere, storage, vine cu o filozofie diferită, cu utilitare diferite de management, cu avantaje și dezavantaje. Asta e specific oricărei tehnologii. Tool-urile sunt diferite. Storage-ul, după cum probabil știți foarte bine, e punctul cel mai puțin flexibil din toată poza asta. În general, acolo, fiind considerat zona mission critical, evoluția către lucrurile automatizate a fost făcută mai lent și există o oarecare rezistență din partea administratorilor să ducă lucrurile astea mai departe. Scalarea atât în storage cât și în zona de computing nu e chiar simplă. Trebuie să discuți când faci un upgrade de server cu omul de la networking ca să-ți mai dea niște IP-uri, să-ți mai configureze niște porturi. Trebuie să vorbești și cu colegul de la storage să-ți mai dea niște spațiu când ai nevoie de el. Interfațarea asta nu înseamnă neapărat că nu colaborăm, pentru că sunt convins că colaborați cu colegii noastre, ci că e nevoie de mai multe handshake-uri, deci mai multe interfațări între persoane diferite care lungesc foarte mult timpul de configurare. De aceea, în general, într-un data center cu infrastructură standard, timpul de la livrarea unui element nou de infrastructură până când acesta e pus la dispoziția celor de la aplicație sau unui dezvoltator software e de câteva săptămâni de cele mai multe. Timpul ăsta ar putea fi redus considerabil. Încă ceva. Încă se păstrează foarte multe scheme de adresare, configurații la nivel de storage, mapare de servere manual sau pe Excel-uri sau știe cineva care lucrează de 15 ani în companie chestia asta. Ce se întâmplă dacă omul a pleacă? Cam complicat. Toate procesele astea manuale induc un factor care nu poate fi controlat și vorbim aici de eroarea umană, care nu e o chestie de incompetență, ci un adevăr. Toți greșim, toți facem greșeli, este imposibil ca atunci când faci un număr de repetări la celălalt lucru, odată să nu greșești. Și asta iarăși, trebuie să ne dea de gândit. Zona de storage este o zonă scumpă. Nu e cel mai ieftin element de infrastructură, nu e cel mai simplu de administrat și e scumpă și din perspectiva numai costului platformei, cât și din perspectiva oamenilor care gestionează genul ăsta de platformă. Cum ziceam, singura zonă cât de cât unitară în momentul de față este managementul platformei de virtualizare, care se face destul de unitar și de integrat. Cum am putea să simplificăm toată povestea asta, care e eterogenă, e dată de evoluția prin care am trecut toți în ultimii 7, 8, 10 ani și așa mai departe. Hai să ne gândim puțin. Ce am făcut noi Cisco? Am analizat trendurile din piața asta de centre de date și infrastructură pentru centrele de date și ne-am ales o bătălie. Bătălia asta se cheamă hyperconvergent sau hiperconvergentă sau nu știu, sisteme strâns integrate, dacă aș traduce chestia asta în română. E vorba de un concept care nu e neapărat ceva revoluționar. Pur și simplu o văd ca o evoluție a virtualizării, în sensul că printr-o platformă hyperconverged ne propunem să adăugăm, dacă până în virtualizare utilizăm mai eficient resursele de procesare, ne propunem să utilizăm mai eficient și resursele de storage disponibile la nivelul serverelor. Și conceptul este să avem
un cluster format dintr-un număr de servere standard 86 cu procesoare, cu discuri instalate acolo, iar toate discurile din toate serverele astea să se comporte ca un storage partajat pentru toate mașinile virtuale care rulează pe respectivul sistem. Cisco nu e primul care a făcut un produs hyper-converged. Cei care au scos primele produse au avut două obiective. Să iasă primii pe piață pentru că au identificat o nevoie și erau siguri că chestia asta va genera și niște vânzări. Și al doilea, dezerata poate să fie extrem de simplu, pentru că vorbim mai devreme. E complicat să administrezi storage, e complicat să administrezi separat și serverul și așa mai departe. Când ne-am propus să construim o platformă hyper-converged la Cisco, ne-am gândit ce am schimbat la soluțiile de primă generație. Și ce am văzut? Am văzut că, în general, genul ăsta de soluție introduce o nouă interfață de management în data center. Deci, practic, nu simplifică cu nimic povestea de care vă spuneam mai devreme, mai mult mai adăugăm încă o insuliță. Iarăși, sistemele hyper-converged de primă generație nu luau în calcul partea de rețea. Deci, puneau la comun zona de calcul și storage, dar zona de rețea era cumva lăsată în afară aici. Mai mult decât atât, sistemele de primă generație au probleme în a scala dincolo de o anumită dimensiune și a face operațiuni de optimizare a datelor stocate, chestii pe care un storage, chiar și entry level, dar un storage dedicat le face foarte bine. Vorbim aici de duplicare, de compresie, de parte de cloning, snapshot și așa mai departe. Și ne-am propus să facem o platformă din asta, care se cheamă Cisco HyperFlex și care să îmbine noutatea platformei și să rezolve și problemele pe care le-am identificat acolo. Vrem să putem să îl operăm în mod simplu și integrat cu restul data center-ului. Vrem să livrăm o platformă integrată din fabrică, în care serverele vin preinstalate și pe urmă se folosește un utilitar automat pentru a face instalarea platformei într-un timp foarte scurt. Și chiar am să vă invit de la ora 3, colegul meu George, care e aici cu noi în sală, o să facă un demo pe HyperFlex. Cred că e interesant pentru cei de noastră care sunt mai apropiați de zona tehnică. Și mai un punct important, vorbim de adaptabilitate. Trebuie să fim pregătiți să suportăm noi tipuri de workload-uri pe genul ăsta de platformă, să fim pregătiți să o scalăm și să fim pregătiți să creștem diferite resurse disponibile, adică să putem să creștem puterea de procesare independent de puterea de stocare, de capacitatea de stocare, să putem să creștem și în zona de rețea. Asta e foarte important, pentru că în momentul în care crești platforma în blocuri fixe, irosești resurse. Cred că e destul de interesantă propunerea și cred că avem niște avantaje cu HyperFlex, de-aia cred că putem alege cu încredere. Din ce e format? La nivel hardware vorbim de servere x86 standard, după cum vă spuneam, cu procesoare Intel, servere Cisco UCS, RackMount, o pereche de switch-uri